Am să vă invit să aplaudăm pe Mihnea Iorghiu, pentru că este ziua lui astăzi, în primul rând, la mulți ani, Mihnea. Și a venit aici alături de noi. Și pentru că are și o prezentare foarte importantă și interesantă despre consumatori. Da. Hello! Salut! Mă rog, despre consumator mai mult sau mai puțin. Salut tuturor, mulțumesc pentru invitație și o plăcere să fiu alături de Bătea Mioane Sărin. Nu știu ce le-am pus. Așa. Salut! Eu sunt Mihai din Pitești. Acesta este Piteștiul. Sunt la zodiac acolo, arată destul de răcuț. Curățel, simpatic. Și suntem aici să vorbim despre consumatorul viitorului. E un subiect interesant, pentru că de obicei eu nu prea vorbesc de lucruri de genul ăsta. Chiar că mi-era Sorin sunt, au avut chiar studii foarte interesante. Eu sunt, general, omul care ascultă ce găsesc ei și după aia încearcă să le folosească într-un fel și să facem să fie bine. Am stat, m-am tot gândit cum să... Ce să zic pe consumatorul viitorului, am ajuns la o concluzie. Dom'le, o să consume. Asta e foarte sigur. Dar după aceea am stat, păi, asta e puțin consumatorul viitorului. Eu nici nu știu exact bine consumatorul prezentului. Într-adevăr, da, primesc brief-ul și e, băi, ok, avem omul ăsta între 18 și 24 care se duce acolo, face asta. Dar e foarte ciudat să pun o față pe omul ăla, să pun un nume, să pun niște... Așa. Să pun o față, să pun un nume, să pun o personalitate. E, nu știu, pentru mine, ca om de creație, mi se pare destul de ciudat să fac ceva, să zic, ah, ok, deci e pentru genul ăsta de oameni. Când te gândești la o mulțime, e foarte greu să definești, ah, deci asta o să-i placă. O să-i placă cui? Așa că, când stau pe Facebook și o ardă iurea, fac acest lucru, social exploring. Probabil mulți dintre voi faceți, adică, de exemplu, mă duc la un prieten, dau click, după aia dau click pe un prieten de-al prietenului ăluia, pe care nu-l cunosc, după aia dau click pe un prieten de-al prietenului, și tot așa, și după vreo 15 click-uri, ajung la niște oameni din Sighetul Marmației, din habar n-am, unii care sunt în Spania și pun poze cu ei, mâncând brânză, fularul de la Steaua, tot, orice. E, află niște lucruri foarte interesante și îmi dau seama, și e de foarte mare ajutor, pentru că mai ies din bula asta de publicitar, care, da, ok, mi se pare că știm lumea la perfecție, dar, de fapt, nu, o știm din brief-ul pe care îl citim și pentru care noi creăm o reclamă care, da, o să placă la toată lumea. Nu e chiar așa. Despre ce m-am gândit să vorbesc? Consumatorul viitorului, am zis, hai să o întorc. Viitorul consumatorului. Aici e puțin mai în domeniul meu de activitate. Mi-e puțin teamă, dacă stau să mă gândesc la viitorul consumatorului. Vreau să vă dau exemplu cartea asta, Texte și Pocazii. Cum se vede în poză, e o carte foarte mișto, am citit-o când era mai mic, nu știu, 14 ani, ceva SF. Coperta nu prea are treabă, e un băiat cu multă imaginație acolo. Sunt doi oameni care au descoperit cum să facă ei niște călătorii, gen curse România-Spania, numai că ei le fac în tărâmul de apoi. Și învață cum să le controleze și devine o chestie foarte la modă și foarte trendy asta cu, hei, hai să mergem în viața de apoi, păi ne întoarcem. Și devine foarte populară, lumea începe să se ducă în viața de apoi cum te duce în Malta sau în Grecia. Și ce e foarte interesant e că chiar în cartea asta, la un moment dat, încep să apară reclame în viața de apoi, pentru că acolo începeau să se ducă foarte mulți oameni și erai undeva prin univers plutind și tot te duceai și de, și era un banner cu Coca-Cola, unul cu Pepsi. Pentru că, mă rog, e science fiction, dar dacă o să fie vreodată chestia asta, exact asta o să se întâmple. Și asta, exact asta e treaba, că indiferent de o să fie consumator în viitor, noi o să fim acolo. N-are cum să scape de noi. Hei, șosete, ulei, super preț, telefonul ăsta, mamă, uite, ce mișto e asta. Pot să beam niște apă.
Codina Plata. Așa. Da. Și asta deja se întâmplă. Adică că mergem în, pe WhatsApp, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram, oriunde e consumator, noi mergem acolo. Mergem să-i țipăm, să-i urlăm. Da. Dar degeaba știm unde e dacă nu știm ce să-i zicem. Omul la pescuit iese unul din tigăi! 10 lei. Relevanță zero. Și asta se întâmplă? Asta se întâmplă în 90% din cazuri. Da, scuzați, talentul artistic, în momentul ăsta am și decis să devin copywriter. Da. Vorbind de relevanță, am tot aud acest termen, future proof. Tocmai am fost, acum săptămâna trecută, am fost în juriu la Directors Club Europe în Barcelona. Și am fost în juriu de film și radio. Și la un moment dat, pe shortlist erau niște spoturi, era un spot foarte mișto, toată lumea din camera a râs, a ajuns pe shortlist și era vorba, băi, să dăm premier sau nu. Și toți din sală erau, nu, hai că e bine cu bronz pe shortlist. Și m-am ridicat, stați-mă puțin, de ce? Și la care șeful juriului meu, yes, we must ask ourselves, is it future proof? What? E un spot, e amuzant, râdem, e singurul spot pe care am vrut să-l vedem cu toții a doua, a treia oară, evident că e future proof. Asta înseamnă relevant, cum vrei, ce vrei să-ți facă, să te spele pe dinți, e un spot. Te distrează, ai râs, da, bun. Și mă rog, a fost o scenă cam un fel de 12 Angry Men acolo, cam stare. Am stat eu și m-am stat, stați mă, până la urmă i-am dat silver, a reușit să treacă de chestia asta. Ok, future proof e un termen pe care folosesc foarte mulți oameni din public, mai ales în creație, că e așa, director de creație, sunt... Există acest bullshit bingo. Ați auzit de acest lucru? Sunt acele cuvinte. It has to be innovative, disruptive, future proof. Deci, da, și dacă e așa pe listă, bullshit bingo. Știi, sună bine future proof. Mi-aș pune și numele câinele, mi-aș lua o mașină, un apartament. Numele străzii, unde stai? Stau pe future proof. Sună bine și pare că, băi frate, ăsta chiar știe despre ce vorbește, știi? Te duci într-o întâlnire, are un future proof acolo. This guy knows something. Ce înseamnă de fapt future proof? E relevanța. Da? Și relevanță, iar bullshit bingo, trebuie să fie relevant, domnule, știi? Ca și cum ai zice, trebuie să fie undeva pe planeta Pământ, e la fel de generic. Relevanța înseamnă uman, human. Ceva așa uman, ca bullshit bingo. Așa. Ce nu înseamnă uman, nu înseamnă să placă la toată lumea. Pentru că, iar, în 99% din brief-uri și din cerințele clienților, e, băi, să fie ceva frumos, așa, știi, tonul ăla, buddy, ești prietenul lui, scrie-i. Dar nu așa, nu, trebuie să fie așa, să placă la toată lumea, să fie frumos, să fie prietenos. Nu există să placă la toată lumea, nu există lucrul ăsta și asta e probabil cea mai mare greșeală. Și să placă la toată lumea e... Toată lumea vrea să ajungă acolo, dar în loc de asta, să placă la toată lumea e să nu deranjeze pe nimeni. Și dacă nu deranjează pe nimeni, nici nu o să-i facă să simtă altceva. Și după aia, reclama ta, orice ar fi campania ta, se pierde într-o mare de alte sute de campanii, pe care, da, într-adevăr, nu deranjează pe nimeni, dar nimeni nu observă. Să placă la toată lumea nu e o rețetă de succes. Nu poți să pleci undeva la drum zicând, da, o să fac ceva și să placă la toată lumea. E exact aia, cu ei, hai să facem ceva viral. Nu tu decizi ce e viral. 20 de milioane de oameni decizi. Foarte interesant, un citat din Vonnegut. E la Creative Writing. El și preda. Și care e foarte, se poate aplica la orice înseamnă creație, nu doar scris povești. Dar write to please just one person. If you open the window and make love to the world, so to speak, your story will get pneumonia. Așa e. Știți, textele alea...
un strat de spumă apetisantă, savuroasă. Câți oameni în jurul vostru ați auzit vreodată zicând Naumovici avea treaba asta, la fel și pe Leneva, făcând în cuvântul ăsta. Am poftă de ceva savuros. Cine zice lucrul ăsta? Cine folosește cuvântul savuros? În vorbirea normală, curentă, băi, dar nici măcar scriitorii cred că nu folosesc savuros. Sau folosesc savuros când vor să facă mișto de personaj din cartea lor. De ce există cuvântul savuros în reclamele din România? Cine folosește savuros? Și exact asta e, pentru că încerci, scrii, faci un lucru, deci hai să nu vorbim de o poveste, de un roman. E un ad, da? Vreau să fac un ad care să placă la 4 milioane de oameni care sunt cam așa. Ce iese? Ceva savuros. În momentul în care încerci să scrii unei persoane, să faci un lucru cu o singură persoană în gând, pentru că absolut toți oamenii sau asta, toți știm câte un om din câte un segment. Că e un adolescent, că e un, nu știu, eu sunt din Pitești, am prieteni, manele, țigănie, salut. Am copilărit împreună. Și mă gândesc, când am ceva de făcut pentru aia, dacă e o bere de, ok, lowest of the low. Ok, mă gândesc la Nea Georgel, care lucra la mine pe șantier, în spate, în spatele blogului. Și cu care stăteam, gândeam, copil fiind. Ok. Omul iese, vorbim. Și cu toții știm cât un om și e bine să ținem legătura cu ei. Să vedem, să-i urmărești. Dacă poți, îi poți avea pe Facebook. Am prieteni care nu mai vorbesc de mult timp. Am fost în liceu, la un moment dat. Prieteni, am găsit pe Facebook 15 mai târziu. E fascinant ce postează. Oricum, newsfeed-ul meu acum, tot ce e ceva politică, BuzzFeed și, nu știu, bijuterii handmade. Cam așa arată newsfeed-ul meu. Și din când în când mai văd pe omul meu care zice, hei, top 10 goluri. Oh, ce fază, te piși pe tine de râs. Și da, un videoclip pe care eu dacă l-aș share-ui în lumea noastră a publicitarilor trendy, ar fi, bro, e veche asta. Ce e asta, mă? Noi suntem undeva ahead of our time, din păcate. Adică ne chinuim să ajungem atât de mult în viitor, încât pierdem legătura cu prezentul. Și venim uneori, când văd și echipele și oamenii, vin niște idei care sunt, ok, hai să-i complimentez, să zic, sunt foarte future-proof, dar sunt poate prea future-proof. Adică e ca și cum te-ai duce la un om din Evu Mediu și i-a arătat un iPhone. Nu o să prind. Ce? Nu o să înțeleagă nimeni nimic ce zici. Tocmai pentru că e acest constant run după trenduri, să vedem ce e mai tare, ce e mai mișto, ce e mai nou, eu știu ce e mai bine, eu știu... Băi, băieți, uitați-vă în jurul vostru. E momentul în care guma devine lichidă, știți? Când o mestești, stă undeva în colțului și după aia... Trebuie să o închizi, nu mai e, că n-ai cum să o scoți altfel. Bă, mamă, ce slide urmează. Am văzut-o și am pe de rău să nu uită. Da, exact. Asta era. Pornind de la un om pe care îl știi, dacă încerci să, exact în citatul Fonecu, dacă încerci să creezi ceva, mă rog, sunt oameni de creație prin sală care aspiră la creație, sunt, oricum nu contează, cu toții suntem în aceeași brazlă și, more or less, cu toții avem, mă rog, decizii, factori de decizie sau, na, facem, conducem, comandăm, refuzăm campanii. Și e foarte important să ne gândim, ok, la acel om care noi putem să-i comunicăm. Pentru că asta e cea mai bună metodă de a ajunge la ceva viral. N-ai cum să zici, ok, o să fac ceva viral, o să placă la 50 de milioane de oameni. Nu e adevărat. Dacă pornești cu un om, cu un portret foarte bine definit, un om e ceva uman, îl știi tu, e Georgel, e prietenul de la scara B, dacă o faci pentru el și o faci amuzantă, șansele sunt
Nu doar lui George îi placă, ci și, prietenilor lui George, și prietenilor prietenilor lui George și tot așa. Dar chestia e că totul trebuie să înceapă de la un om. Start small. E mult mai greu de să te duci să zici, ok, 40 de milioane de oameni să vorbesc cu voi. Mă rog, poți să faci viral, dacă e... Hey. Așa. Unless, of course, it's fondul lui Kim Kardashian. Asta, da. Există câteva rețete de a face viral. Dar dacă nu mă aveți pe Kim Kardashian și pe fundul ei, haideți să rămânem la treaba aia cu right to please just one person. Vă mulțumesc mult! Apropo, da, a stricat surpriza. E ziua mea azi și v-am adus bomboane. Sper că nu sunteți mai mulți de 180. După ce v-a vorbit și colegul Sorin... Eu zic că o să ne ajungă câte două fiecare. Mai țineți bine, sunt tot fii fetele de profesori, știți? Când duceați la liceu, gen bomboane bucuria pentru toți colegii și două cutii de tot fii fete de profesori. Și pentru the very special few care aveau pile la sărbători. Cât o să vorbească colegul meu, Sorin, o să desfac și la sfârșit vă invit. Da. Bine. Mulțumesc mult! Vă rog dacă aveți întrebări. Nu avem întrebări pentru tine, Mihnea. E ziua ta și astăzi cap ușor. Mi-e plăcă întrebările. Urmează un om savuros, dacă pot să spun așa. Un om